Altă Ionică. Trebuie să-ți fac o poză, Ionică. Băi, Ionică, să te scurcă. Băi, sunați la poliție că stai evadat, băi. Pe ce a avut nenii? Ai făcut infart? Domn, e fel și apără. Bă, mai am un prieten la Oradea, bă, care chiar înainte cu o zi de Crăciun și ia și nea și el mă groteză și dă. O făcut infart, bă, pe scurt. Decembrie. Cozi înainte de nașterea lui Isus. Zi mai tare că e surd, surd nu te aud. Tu ca la pușcărie povestești, mă. Păi dar suntem în libertate. Păi povestești tare, să audă și oamenii. Să nu li se întâmple și lor. Pe la două făceam. Așa. Pe la două și zece. Făceam bradul cu ăla la și cu ăla. Nu era nu știu ce făceam, că nu mă rea la bucătăria. Vine a lecție. Bunicule, la munceam cu care, da, dar tot cum să cum se văd cum și cum. Da, ca două. Cu care, ora două, după masa. Mașina mea bandajată de taxi. Eu v-am zis ce-am pățit acum de Crăciun, auzi. Acum vă spun, numai că eu am scăpat fără infart. Zi, Ionică, fanem nămol, bineînțeles, la valoare, cânta, în vremurile bune. Zi, fane, auzi. Oane. La mulțea, nu știu ce, mai era încă cu unul, un țaș, un prieten de-a lui de prin cerul de acolo, ce șapte, ce ori. La mulțea ne mai vântă, la mulțea mai ne vântă, să vă mână, merge. N-a durat o jumătate de oră. N-a durat o jumătate de oră. Tot meșteream acum. Răspunde mea la bine cu telefonul, nu uitate că a făcut la un accident. Ce accident? Unde? Ce accident? Mă uit la mașina ei, de parcare, gândăluța aia, pe ăla mea. Accident acolo lângă garaje? Nu. Mă uit la mașina aia, la BMW-ul ăla mare, e acolo. Deci cu ce i-a făcut accident? Cu taxiul tău! Aoleu! Gata, am fost gata. A doua mașină, una mai mare, luptă la pădure, știu. Gata. M-am gândit și tu unde, hai repede. Mă duc pe un revlaicu, sigur, la fostul Petrom. Așa. Am vrut să fac pe stânga spre oraș. Era unul venea, ăla l-am tot depășea, nu s-a asigurat sau a venit ăla prea. Mă rog, el a fost de bine. Și a luat, era cu fața așa, să vină spre oraș, ăsta dintre oraș spre aeroport, i-a luat bara, radiatoarele, i-a luat tot. Nu cu fața, noroc că l-a evitat pe acolo, cu lateral. Cu lateral. I-a luat tot. Jos, frate, ce am făcut de frate? Noi, frate, nu mi-a văzut asta, eu am spus că eu te-am întrebat, nu ți-am spus mașină și bine ce s-a întrebat, că nu știu mașina. Mașina mea acolo, bă, că nu-i lovită. Zice, cu lateralele am luat-o, cu ușile și cu pragul. Cu seleca, cu 2010. Cu seleca faci? Taxi. Da. Bă, Oane, bă! Auzi, bă, mâncați-a secretul tău. Mă duce de făcut, zice, venea, ca să nu am greutăți la aia, să nu facem prea viabil. Merge la zic, măi, da, mele cu tare. Zic, hai, bă, să fie ca voi, ia, mergeți la poliție, face. Am fost la poliție, am dat telefonul, hai din urmă. Nu vă mai încerc. A venit ea cu platforma, mea a rămas acolo, a pus-o mea pe platformă, unde se pune, m-am pus la Olimpia. Mai ce vreau să-mi seara m-am necășit, am început. Bă, ca mașina ta, cum ții tu la mașina ta, da. Cum e... Veni cum o spală, o tămăduiaște, o dă cu iasmă. M-am necășit, nu mă doare pietul, auzi, Nelson. Doamne, fe! Mă doare pietul, stau așa, mă fac așa pe piet. Ha, așa. Mă duc, stau jos, mai tare pietul, parcă cineva băga tone, tone în mine,
ce e asta, mă? Mariano, ce? Scoală că mi-e rău, ce? Mă doare pieptul, stai să te aduc zahăr, ce tu? Mi-a adus o ciocolată, zahăr, ce tu, apă, dar ce te doare pieptul? Odată a dat telefon. Mă, când a spus că ce mă doare și ce vârstă am, și cum au venit? 6 au venit în casă. 83 de ani are, nici nu cred. O oră și ceva, băi, Nețun, o oră și ceva au stat. Limbă, aici, aici, aici. S-o dat ce injecție? Și la ai câte mi-au băgat în mine și aparaturi și alea. Zice, domne, și ce ai făcut dumneavoastră? Ce-au făcut dumneavoastră? Ai făcut dumneavoastră. Mă ține vreo oră și ceva, mă duce la spital. Și acolo mă bagă la terapie intensivă cu mai multe femei acolo. Păi uitați cum putea să moră Ionică și nu știam nimeni, nimeni, niciunul nimic. Da, mă. Și a venit doamna doctor și vă întreba ce notă, cum e greutatea, îi spuneam că scade. Ce notă ți-o dat, doamne? A început de la 10 nota și eu trebuia să spun durerea. Și coboră nota. Până la cât o coboră, oameni? Până la 3, până la 0. Și la 0 e bună nota? E bună. Când a coborât la 0... Deci nu nota 10 e cea mai bună. A doua zi m-am mutat de la terapie intensivă în alt salon. Tot cu bine, le-am făcut ce singur. Dar înainte să mă mută, ce spune? Domnule, semnez că vrei să faci endocroplastie. Să-ți bagi în tine. Furtunie, să dea... Apiatoare prin tine. Zic, doamnă, mă doare. Mi-a făcut, mă frică pe licență. Doamnă, mă doare. Zice doamna doctor, te va durea un pic, nu știu, doamnă, dar ce, pățin ceva, nu știu, dacă vrei să semnezi. Numai cu acordul dumneavoastră cu semnătura și cineva din familie, soția să vină. Nu, iese afară, Maria. Nevastă mea, auzi, ce-o cheamă? Zice, doamnă, semnați pentru soțul să-i facem. Da, așa, Oane, că noi stăm și povestim în continuare. Hai, dă-mi o țigară. Păi îți dau un lucru. Auzi, mersă. Doamnă, sunteți de acord să-i facem... Endoplasie. Aia. Zice, Mariana, doamne, și ce? Cum vrea el? Nu decide eu. El ia făcă. Foarte bine. Minche luminată. Vedea la familie. Și eu ce zic? O să trucem la casă. Mai avea de 3 zile. Și ce zic? Exact, la fericit. Și nu mă vine și mă vine să mă dați de mine. Păi, doamne, nu-mi fac. Mai bine, doamne, așa și nu. Bine, atunci a dat o semnație aici pe aia. Nu sunt de acord la face cu tare, am semnat. Bun. M-a luat, a luat, m-a pus în alt salon, ia pastile, ia cu tare și el mi-a dat. Da? El mi-a dat drumul și astăzi s-a umblat, atât am umblat. El seara, deci am umblat să cumpăr mașină. Ca să te-am găsit pe asta în altă. Da? Pe 5600. Păi, da. Hai bine să proască. Furdul ăsta. E pe Germania. Ce bandit ești? Ce vrei? Lasă-mă, fumează o oră ce să-ți ajungă, mă! Ce-ai făcut? Da, acasă. Acasă, portierul, ce face, mă? Păi bine. Bine că la tine, a trebuit cu toată mașina. Da, s-o regretare. Bine și el. Și el. Una-i pe un deal și aia alante pe ăla la deal. Și acum la casă, mă, la urmă? Păi acolo, pe deal. Nu-i pe ea acolo. Leona. Nu-i pe ea. Păi, omule, așa. Doi de rupul ăla. Ăsta-i 10 minute, te-ai în sumă. Cum ce-o? Nu zic doctorul, nu mai fuma, nu mai ia. Da, mi-a spus. Ți-a spus? Nu mai fumez asta și mai fumez mâine tot mi-o țigară. Da? Dar o zis, nu mai fuma? Mi-a spus țigările să le lași. Și ce-o mai zis să le lași? Da. Ce? E o băutură, nu sunt cu băutură. Nu, bun, țigările, ce-o zis doctorul, bă, țigările, băutura. Băutura nu beau eu. Păi nu bei, dar o zic ce-o. Da, băutura să ții regim. Regim, da. La ce? La mâncare. Să nu mănânci cu grăsim. Să nu mănânc cu grăsim, să nu mănânc sărat, să nu fac efort mai puternic așa, adică să mă forțez, să nu mă supăr.
Nu, cum mâncăm noi salata de porumb și de castraveți fără sare? Da, este sare din aia care e pentru diabet, zaharina. Și are același gust? Acum eu nu știu. Ce mi-a spus și mie? Că este ca zaharina, mai înțeles? Nu pui zahăr și pui spui. Păi tu n-ai văzut că la capre mă le dăm și la, la oi mă drop de sare până la sălingă? Alea nu face infarct de la sare. Mă, acum trebuie. Păi nu-i face infarct de la sare și alea nu mă oare eu. Păi acum să facă infarct că le tai oi. Bă, spune la patronul ăsta, vă să bage baterină în ele, că nici. Fiert ca pe pușcărie, fața mare. Păi, fratele, nu... Deodor. Dar știi. Am urechea. Te-au luat să stasă la mare, dar acum atupă. Am și urechea. Bă, oameni, bă... Mă, salut. Mă, salut Căciuțul. Salut Tentuțul în spital. Așa m-am auzit. Înainte să, că s-a până în căsă. Nu, e ideal, a venit Maria mașina și la mine de și a fost la mine să lase cu mașina de Maria mașina și a făcut din la mașina. Tu fii, mă! Să lase cu mașina. Deci când faci din ăsta, așa îi țamuțăște și mâna picioarea. Mai e tu la casă că e casa aia. Dar cu dispozitive pe aia. Dar cu dispozitive pe bumbă. Și am o oțuie asta sau o mic? Asta, o țin pentru casă. Și aia o oțuie. Da. E ca și când îți dai o muiere și mergi pe la o mețeală. Așa e și cu mașina. Când o pop, intră un pop. Da. Ai o frumoasă și pe să mergi și pe la urmă. Că mă interesa pe să mergi 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 să mergi. Să văd ce face la mașină, băi. Ei, bă, gaură ai făcut, mă, 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 să nu-l mai puneți aici, ia uite ce gaură am făcut. Nu vezi ce e acolo. Nenorocire. Силикон, дитя, 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 дитя